switch? Deci am văzut partea de comunicare, atât creație cât și media. Da. Am zis să luăm și pe cineva din partea clientului, ca să zic așa. Dar e un client mai special. Mi s-a părut foarte interesant personal când am auzit prima dată că există așa ceva. Este vorba de primul spa pentru copii din România și cred că unic. Așa. Și invitata noastră este Oana Pompeia. Ea are și un background în publicitate. Și da, este Mom and Master, parcă scria la tine, la Caigoru. Mom and Master, la Caigoru. Bună seara! Eu am în seara asta, să zic așa, un titlul rol, sunt un fel de produs de păr 3-1. De ce? Datorită faptului că fiind mamă care a venit ideea, reprezint și agenția și sunt mândră de povestea pe care am creat-o în jurul brandului, reprezint și clientul care are o grămadă de nemulțumiri raportat la agenție. Deci o să încerc cumva să fiu cât pot de obiectivă din fiecare perspectivă. Și să vă povestesc un pic cum am creat Caigo, pe Caigo, brandul este Caigo și locația Caigo. Totul a venit din perspectiva mea de mamă de băiat de 5 ani și văzând faptul că există niște nevoi de styling pentru puști, nevoi pe care le satisfaci cu oare și ce greutate. De ce? Pentru că copiii în intervalul de vârstă 2-3 ani și cam până în jurul vârstei de 6 ani, nu sunt cei mai prietenoși în ceea ce privește atingerea, în special în zona capului și utilizarea de instrumente, mai ales dacă este vorba despre persoane străine. Ca urmare, toți părinții au această problemă a tunsului piticilor, care creează o întreagă poveste acasă și un întreg stres care este mai mare, ajunge să devină mai mare al părinților decât al copiilor. Pentru că se consumă și își fac tot felul de strategii cum să reușesc să tundă sau să frezeze copiii. Bun, există pe piață o grămadă de saloane, cel puțin în București, 11 în momentul în care eu mă gândeam această idee. Principala problemă pe care am sintetizat-o stând de vorbă cu părinții era legată de faptul că toți au nevoie de un loc în care să beneficieze de siguranță legată de igienă, de confort pentru ei și copilul lor, un loc în care confortul emoțional al copilului însă era în vârful piramidei. Erau dispuși să facă orice efort financiar sau de deplasare, în ideea de a merge într-un loc în care să nu existe circul tunsului copilului sau, nu știu, altor servicii. Așa că am gândit o poveste legată de realizarea unui salon care să îndeplinească practic aceste activități, styling-ul pentru copii. Un lucru însă care nu era suficient în momentul respectiv în capul meu, așa cum vedeam eu acest business. Cu ce veneam diferit? Mi-am dat seama că pe piața românească, spre deosebire de alte piețe occidentale, nu există alte servicii gen partea de manicură pedicură, un alt subiect destul de stresant pentru părinții de copii mici, care trebuie să taie unghiile celor care sunt permanent în mișcare. Acesta a fost un serviciu suplimentar pe care l-am considerat necesar. Și problema principală a confortului emoțional al copiilor, cum putea fi satisfăcut. Și am zis, ok, joaca și atmosfera foarte prietenoasă pentru copii reprezintă un element cu care pot să fac diferenția. Ca urmare, am gândit Caigo-ul, camera lui Caigo, în care, practic, copiii beneficiază de servicii de styling și de răsfăț, pentru că ele sunt un pic extinse și s-au găsit la un moment dat, dar beneficiază și de o zonă foarte generoasă pentru un salon, în care să se joace și în care au posibilitatea să facă lucruri pe care acasă nu le-ar fi permis de către părinți, gen să muzgălească pereți. De unde am început cu Caigo? Am încercat, din perspectiva agenției, să fac o treabă cât mai sănătoasă și să fac un focus group. Am pornit de la ideea mostrișorilor.
din păcate culorile sunt nu foarte fidele desenelor inițiale. Am creat diverse variante de moștrișori, eu fiind proprietar de copil de 5 ani în perioadă de moștri sau diverse elemente imaginare. Am creat un set de personaje pe care le-am supus unui studiu pe un grup de 85 de copii cu vârste între 3 și 9 ani. Salonul se adresează pe un extended target de 10 ani aproximație. Core targetul este undeva în mod real între 3 și 6 ani. Am făcut acest focus grup și am încercat să interogăm copiii pe niște chestii cât se poate de imparțiale. Surpriza a fost că, deși noi, ca adulți, ne imaginăm că copiii vor alege ceva suav, pufos, super friendly și dulce, sau în extrema cealaltă, o chestie foarte potențial agresivă. Ei bine, alegerea a fost făcută către acea șopârlă, dragon, șarpe, râmă, cum vreți voi să-i spuneți, în faza aceea nu era foarte clară conturată, care avea niște detalii destul de reci în raport cu percepțiile noastre de adult. Dar am ascultat părerea copiilor, am ales contre-cœur acel personaj pe care l-am adaptat ulterior cu o serie de elemente pe care ei mi le-au sugerat, legate de culoare. Și ca urmare a rezultat personajul pe care noi l-am realizat în mai multe, cu mai multe accesorii din dorința de a sugera ideea de joacă și a avea posibilitatea ca ulterior să folosim în mai multe contexte. El este mult mai cald. Aici este, este turcoaz cu verde, măr și cu roșu. Bun, face a venit momentul în care a trebuit să alegem numele personajului. Totul a pornit de fapt de la acel diferențiator pe care noi trebuia să-l selectăm. Pentru că ne adresam copiilor pe de-o parte, dar pe de altă parte procesul de cumpărare, exact cum spunea și Natalia, este al părintelui, mai ales când vorbim de această grupă de vârstă de până în 9 ani. Și atunci ne-am dat seama că ceea ce caută părinții este acel confort emoțional pe de-o parte pentru copiilor, pe de altă parte igienă, securitate, stabilitate, un loc ok. Și ne-am spus noi așa frumos că Caigorum ar fi un loc în care există grijă pentru copii și lipsă de grijă pentru părinți. E, pornind de la cuvântul grijă pe care l-am considerat noi prin mesajul, am zis, ok, hai să găsim și un nume pentru acest personaj care era în momentul respectiv. Era doar o simplă șopârlă, ulterior a devenit dragon, l-am intitulat dragon. Și am făcut un proces destul de facil și la îndemână, care se practică, nu neapărat în agenții, dar printre clienți cu cercune, în farmă se întâmplă chestia asta. Am luat cuvântul grijă și l-am tradus, l-am căutat în traducere în toate limbile pământului, să vedem care sună mai interesant. Ei bine, în japoneză, grijă se spune kaigo. Mi-a sunat foarte drăguț, mi s-a părut că este suficient de sonor și de atractiv pentru copii, fapt pentru care așa l-am creat pe kaigo și apoi am creat camera lui kaigo. Acesta este logo-ul în care am încercat de asemenea să păstrăm cumva o linie grafică asortată unduirilor dragonului nostru și să venim cu fonturi oarecum catchy pentru copiii din generația asta extrem de avangardistă, respectiv copiii de peste 5 ani. Și am creat și o poveste pentru Caigo. De ce? Pentru că dincolo de faptul că în mod direct pentru a convinge părintele să vină în această locație să beneficieze de servicii, copilului trebuie să-i spui o poveste. Am inventat o poveste pentru Caigo, care vine de pe planeta Caigonia, din constelația șarpelui, scuipă bomboane. De ce? Pentru că în această locație copiii primesc bomboane rewarding pentru faptul că sunt cu minți și rabdă să le facem frisiula. Pornind de la această poveste, a trebuit evident și partea de design și de crearea spațiului să fie în acord cu personajul. Bun. Caigo Room, inițial, acum 6 luni, când de fapt s-a și deschis locația, s-a considerat din partea noastră ca fiind un spa exclusiv pentru copii, cu servicii de styling, servicii de răsfăț spa non-invazive, evident, pentru că este vorba despre copii,
zona de joacă și ateliere creative. Să facem ceva și util și educativ, astfel încât să dăm o alternativă zonelor bine, pe care le știm cu toții și le vedem peste tot și de care părinții la un dat sunt disperați și își doresc să vadă copiii și în alte contexte în care învață lucruri. Și atunci am profitat de zona asta educațională să putem să realizăm ateliere creative. Ei bine, am pornit cu această exclusivitate pentru copii. Vă recunosc din perspectiva clientului că după 6 luni de zile, datorită presiunii consumatorilor care îmi treceau pragul, am extins serviciile și către adulți, părinți și însoțitori. Asta din punct de vedere al unui brand, știm cu toții că în teorie este total nesănătos, asta e perspectiva agenției. Perspectiva clientului vă spune că consumatorul într-un fel îți dictează drumul. Voi vedea în curând dacă fac bine sau fac prost, încă sunt un studiu de caz în desfășurare. Însă am fost nevoită să extindem pe anumite servicii și pentru adulți. Asta nu înseamnă că toată atmosfera acolo nu este exclusiv creată pentru copii. Cam așa arată spațiul, totul a fost creat în acord cu povestea personajului, astfel încât să fie cât se poate de prietenos. Există niște ouă uriașe care sunt acolo, pentru că dragonul iese din ou și ouul este forma de reproducere. Iar spațiul este un spațiu foarte prietenos pentru copii, fapt pentru care toți cei care ne trec pragul, copiii, nu se lasă plecați. Cei care au intrat cu plânsete, cu urlete, știind ceea ce îi așteaptă, presupunând că părinții le-au spus, rămân acolo, se lasă mituiți ca să fie, ca să plece. De ce? Pentru că au voie să se tăriesc pe jos, au voie să nu zgălească pereții care sunt creați în acest fel, au tot felul de jucării la dispoziție, ele nu sunt tot timpul aceleași, se schimbă. Deci elementul de noutate și de disponibilitate, de a, libertatea asta care li se oferă, funcționează foarte bine. Pe de altă parte, părinții, oricât sunt de conservatori sau de speriați, mulți dintre ei sunt puțin temători în momentul în care spui copiii tăi au libertate să facă aici tot ceea ce își doresc. Părinții sunt, să zicem, un target un pic mai problematic decât copiii, în perspectiva mea de business. Pe copii convine mult mai repede, este mult mai simplu să comunicăm cu ei, să-i facem să fie confortabili. Părinții au reticențe mult mai mari, e cumva explicabil și logic. Ceea ce este de asemenea important în acest loc, noi încercăm să comunicăm în limbajul lor, în sensul că tot personalul acestui salon cunoaște toate seriile de pe Minimax, Cartoon, le-am făcut training-uri dedicate, în care le-am făcut sinopsisurile filmelor și care sunt personajele cheie, pentru a putea să cucerească, practic, micul client, intrând pe topic cu care îl interesează. Cine e Ben 10? Ce face Ben 10? Cine sunt Transformers-ii sau ce rochie poartă Prințesa Sofia? M-am înjurat și încă mă mai jură, pentru că vorbim despre o brazdă profesională care pentru mine este încă un mister și încă voi mai avea de învățat mult în legătură cu afări și vizerii, dar o fac. Personajul este tânăr și ca urmare îl instruim în continuare. Haideți să vedem ce vă mai spun aici. Da. Ce este important din perspectiva ceea ce eu sunt acum ca un client. Problema este breazla în care am intrat și care este total necunoscută, pentru că partea de comunicare este total străină. Însă învățăm și eu învăț odată cu ei diverse lucruri și încerc să mă unez. Părinții și părinții sunt foarte sensibili, așa cum spunea și Natalia. Nadia, mă scuzi. Trebuie să dau un mic. Au această reticență permanentă și problema pe care am sesizat-o în prima fază, fiind un loc foarte prietenos și foarte drăguț și foarte frumos, toți copiii lipindu-se cu nasul de vitrină, părinții sunt reticenți în momentul în care văd, să zicem, un produs de calitate, se sperie, este o chestie scumpă. Kaigo Room a fost de la bun început poziționat din punct de vedere pricing ca mainstream, cu prețuri accesibile, aliniate perfect la piață, adică la salonele de cartier.
Tocmai pentru a nu crea această diferențiere, încercăm să avem cât mai mulți copii. Acesta este un lucru care, din perspectiva mea, eu din spate, de la birou, din agenție, nu percepeam atât de acut. În realitate, în fiecare zi constat că oamenii sunt extrem de, în România, de reticenți când văd ceva frumos de bună calitate. Automat este etichetat scump, nu este de mine, plec mai departe. Efortul meu cel mai mare în acest moment, cu acest business, este să conving oamenii să treacă pragul. Odată ce îl trec, reacția copiilor este foarte sinceră, își doresc să revină acolo, își conving părinții, pentru că părinții, observând reacția copiilor, își dau seama că este un lucru pozitiv pentru ei, revin la insistențele acestora. Un alt plus care există este acest mix de produse și servicii. Faptul că serviciile tradiționale de styling și de spa sunt însoțite de partea de entertainment și joacă, este un mare plus pentru acest business, iar copiii asociază deja cu personajul Kaigo mai mult ideea de joacă și de faptul că acolo pot să facă tot ceea ce le trece prin cap în momentul respectiv. Există o serie de factori, evident, care, să zicem, sunt încă sensibili. Partea de obiceiuri de consum și partea de trafic este un aspect important pentru orice business de acest fel. Știm foarte bine că traficul este, să zicem, zona de parcare sau traficul pe stradă nu sunt punctele forte în afară de centrul vechi în București. În ceea ce privește obiceiurile de consum, dacă din perspectiva unei mame consider că părinții au o anumită schemă predefinită în relația lor cu părinții, cu copiii, se trezește, se mănâncă, joacă, la prânz, la ora 1, ar trebui să mănânce, după care trebuie să doarmă, să zicem copii între 3 și 7 ani, apoi după amiază mai fac alte activități și apoi culcă, surpriza mea este că, în realitate, programul acesta cumva standard pe care îl aveam un plan teoretic în cap nu are nicio legătură cu realitatea. În realitate, în fiecare zi constat că copiii sunt dependenți de programul părinților, al bunelor, al bunicilor și așa mai departe, iar tipul de servicii pe care noi îl asigurăm se face printre picături. Ca urmare, constat că în genul ăsta de business, vârful îl am între ora 1 și 3 la prânz. Când aș presupune că copilul lui să mănânce să doarmă. Ei bine, atunci se pare că adulții reușesc să-și rezolve toate celelalte priorități din agenda și fac și aceste servicii. Pe de altă parte, este un aspect important faptul că atunci când ajung în acest salon, având posibilitatea de a petrece timp împreună cu copiii, se implică și ei în activitățile de joacă și în atelierele cu copiii și majoritatea declară că este o idee interesantă și de bun augur, pentru că ei au foarte puțin timp la dispoziție, pe care, iată, în contextul unei astfel de locații, pot să-l folosesc în modul util și să compenseze din lipsa lor în relație cu copiilor. Așa că, practic, am constat că am și un efect secundar acela de, să zicem, cercuri terapeutice, în care părinții, cumva, compensează lipsa de timp petrecută cu copiilor. Până în acest moment, ce am observat eu că a funcționat și nu a funcționat în acest business și unde sunt necesare îmbunătățiri, este evident că partea de joacă și ateliere creative este un aspect ce generează trafic și automat îmi convinge clienții să testeze și cealaltă parte a serviciilor de bază, cele de styling și de spa. Mixul de servicii îmi generează un upsell, fără doar și poate. Prețul este un aspect sensibil, într-adevăr, dar nu cel mai sensibil. Principiul discountului funcționează foarte mult, dar nu pe principiul voucher de discount, care în cazul Kaigo nu funcționează deloc, ci în varianta dacă vii cu un prieten, dacă faci un grup și aveți un pachet special de preț, în acele condiții funcționează. Clienții pe care până în acest moment am dobândit sunt loiali, revin, ceea ce este, din punctul meu de vedere, un semn bun. Ceva în cocktail pe care l-am făcut până acum funcționează și faptul că avem un anumit standard de servicii
și păstrăm principiile de la care am pornit contează. Am făcut diversificarea, cum vă spuneam, pentru că adulții au solicitat, petrecând timp acolo, au zis, ok, dacă toți suntem aici, vrem și noi să facem ceva, mai ales că fetițele, în momentul în care beneficiază de tratamente de răsfăț și se prințesesc și devin Sofia sau devin Elsa din Frozen, mamele inevitabil zic, ok, vreau și eu să mă răsfăț dacă tot am acest timp la dispoziție. Cum vă spuneam, nu funcționează pe acest tip de servicii voucherele de discount. Funcționează în cazul adulților. În cazul serviciilor pentru copii, nu cred că vibrează părinții la acel discount oricât de relevant este. De asemenea, partea de oferte corporate pe zona asta a funcționat destul de puțin. În ceea ce privește comunicarea, precum croitorul care nu are haine, deși sunt pe partea cealaltă agenție, nici în acest moment nu am reușit să pun un website în picioare, pentru că sunt mult prea trecotașă la ceea ce mi s-a livrat de la Cassie, sau pentru care am renunțat la această cauză pentru moment. Facebook-ul este principalul mijloc de comunicare pe care l-am. Și partea de recomandare. Dintre aceste instrumente, recomandarea funcționează foarte bine, evident fiind vorba despre părinți și despre grija pe care o au față de copiilor. Ceea ce îți împărtășesc ca experiență cei din jurul tău este foarte important și este cel mai trustworthy. Pe partea de Facebook funcționează foarte bine partea de informare și engagement, așa cum este și în teorie, nu funcționează în vânzare. Vânzarea este în momentul în care omul reușește să ajungă, să-l convin cumva să treacă prin fața vitrinei. În momentul respectiv, când trece pragul, pentru mine deja este un client câștigat, pentru că nu ai stat niciunul care să treacă pragul să nu cumpere ceva. De asemenea, ceea ce funcționează cu partea de comunicare, care este cumva tot în zona asta de recomandare, sunt concursurile cu parteneri pe care le-am făcut, diverse cross-promo-uri cu business-uri similare pentru copii, pentru că cumva garanția sau standardul acelor business-uri oferea cumva un gir pentru business-ul pe care îl facem noi și stilul acesta de recomandare de asemenea a funcționat foarte bine. Cam atât ar fi în plan practic despre Kairom. Sunt multe chestii pe care aș putea să vă povestesc, dacă nu-mi întrebări.